Elevi de la mai toate școlile din oraș s-au întâlnit la sfârșitul săptămânii trecute la Colegiul Național din Nicu Golescu pentru a vedea amintirile din copilărie ale lui Ion Creangă, povestea clasică spusă de actorii teatrului din Pitești, cea de care au parte la toate examenele până în clasa a 12-a. Numele meu este Sibel și am venit aici că am fost foarte curioasă să văd despre ce este vorba în această piesă de teatru. Și despre ce a fost vorba? Despre amintiri din copilărie, care mi-a plăcut foarte mult, deoarece ce citise în carte înainte și așa m-am putut lega foarte ușor de poveste. Și mi-a plăcut cum au interpretat actorii și că au vorbit foarte bine și clar. Mi-a plăcut foarte tare cum am interpretat poveștile lui Creangă și am observat că le-au schimbat cumva ca să le fie mai ușor. Și mi-a plăcut decorul și cum au încercat să ne facă să râdem. Am văzut niște povești scrise de Ion Creangă. Așa. În amintiri din copilărie, cu întâmplări de-a lui Nică, care făcea năzdrăvânii. Este una dintre activitățile pe care profesorii le organizează pentru a mai scoate copiii din rutina jocurilor pe calculator. Într-adevăr, amintiri din copilărie face parte din programa școlară și nu mai face parte din viața noastră. Astăzi, actorii Teatrului Davila ne-au făcut o mare bucurie, ne-au dus în lumea magică a amintirilor din copilărie. Copiii au fost entuziasmați, extaziați, aș putea spune. Ne bucurăm că putem să-i ținem departe de tehnologie, ne străduim din suflet să facem lucrul acesta. Astăzi ne-a ieșit și sperăm ca și pe viitor să fie în același fel. Profesorii mai spun că astfel de activități sunt benefice, chiar și copiii care nu prea învață la clasă rămân cu replicile din piesa de teatru, copie fidelă a scrierii celui mai cunoscut povestitor român.